Mergem acum la meteorologul România TV, Oana Păduraru. Oana, bună dimineața! Cât de mult se schimbă vremea după temperaturile caniculare, să le spunem, de vară, întâlnite în mijlocul octombrie? Bună dimineața, Luminița, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Se schimbă, dar nu radical, pentru că nu ajungem la temperaturi specifice sezonului rece. Deocamdată, încă astăzi, o vreme caldă în toate zonele țării, mai ales în Oltenia, în Muntenia, Dobrogea, dar și în sudul Moldovei, unde valorile termice vor depăși frecvent 25 de grade în această după-amiază, chiar până la 29 de grade în lunca Dunării, dar și în partea continentală a Dobrogei. În noaptea care urmează, temperaturi minime ridicate, și eu vreau să mă refer puțin la ceea ce s-a întâmplat în noaptea care a trecut, când minimele termice au fost de asemenea foarte ridicate, și în momentul de față avem confirmarea că sunt noi recorduri zilnice, peste 50 la număr. În noaptea care urmează, minimele termice se vor încadra în general între 6 și 15 grade, valori posibil mai scăzute în zonele de presionare, dar și mai ridicate în zona litoralului, însă treptat, pe măsură ce ne apropiem de finalul săptămânii, vor mai fi alternanțe termice. Tendința este totuși ca vremea să se răcească, însă rămânem în continuare cu temperaturi mai ridicate față de normele perioadei. Abia după data de 1 noiembrie ne așteptăm la o scădere mai semnificativă a valorilor termice, însă acestea vor rămâne în limite normale pentru această perioadă. Astăzi, ploile vor fi mai frecvente în partea de vest, nord și de centru a țării. Aici vor fi și averse însoțite de descărcări electrice și posibil izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor putea depăși chiar 20-25 de litri pe metru pătrat. În zilele următoare ne așteptăm la ploi, în special în zonele montane, dar la finalul acestei săptămâni, din nou vreme frumoasă, însorită în aproape toate zonele țării, însă cu ceață noaptea și dimineața, mai ales în depresiuni.